Frate, am vrut să facem un vlog și ne fugărește jandarmii pe aici. Acum suntem fugari pe aici, că e jandarmerie. Și ți-ai mutra cu vlogurile tale. Bă, am văzut jandarmii. Eu dacă știu clădirile pe aici, dacă știu clădirile pe aici, morgin. Bă, dacă ești în război, te omoară în pula mea. Băi, ăsta nu știi să camuflezi deloc. Gata, fraților, am scăpat și noi din, de la challenge-ul lui Pavel. O să, vă, o să vedeți challenge-ul pe ăla. Hai tot pe acolo. Și ne-a fugărit jandarmeria. Hai că până se mișcă Pavel, că cam așa în vlogurile lui. Băi, lasă-ne. O venit jandarmeria, dar eu știu să, ca în armată, și cum am fugit, că ăștia au intrat în clădiri să vadă acolo dacă facem ceva. Noi am făcut un challenge, n-am făcut nimic rău, o să vedeți în vlogul lui Pavel. O să vedeți, da bă, că vin și eu pe stradă, că pe bordura asta se moară gibilar. Ia să ne prind jandarmeria română. Ce-o fi zis? Bă, ce faceți bă acolo? Nu știu cum vedeți pe cameră, dar am vrut să mai mergem, să mai filmez ceva pe acolo, dar n-am mai reușit. Că a venit a venit jandarmeria română, ne-a fugărit. Am luat-o pe aici pe margine, nu ne-am mai dus pe trotuarul ăla. Până mergi pe trotuar. Mamă. Ia uitați, jandarmeria. E în față. Bă, ai pe trotuar pe aici, că e ăștia pe aici, n-ai chef să-i vă la moacă. A, dar stai că s-o facă verde. Dar nu, ce să zic? Dar ăștia așa fac, fracționează. Da, fraților. Ai. Mama mea, ce e aici? Oh, mama mia, ce te zdruncină pe aici. Mama mia, ta na na ni ra ra ra, da da. Am fugit de, bă, dar nu mai depășim, bă, stai acolo, bă. Ce că n-ai făcut nimic, dar stai, bă, pe strada ta, pula mea. Bă, tu te bași, te mănâncă în cur tare, bă. Nu, bă, hai pe trotuar, bă. Hai pe trotuar. Nu mai merg pe stradă, că mă enervează, vezi că craxonează toți ăștia. Hai, bă, pe trotuar, că mă enervează, mă craxonează. Pieța-i mutra cu mersul tău. Nu puteai să stai în spatele meu, trebuie să depășești tu. Bă, te mănâncă undeva pe tine. Da. Da, și din gură. Dar dumnezeu că faci numai prostii în pușca mea.
jale cu Pavel ăsta, bă, frate. Trebuie să fac el câte o prostie. Nu mai mă duc eu la challenge-urile lui. Mai mă trezam că nu mai dau amendă și poliția pe acolo. Măi, doar o zis Bogdan că e proprietate privată acolo. Eu scăpam, îi spuneam, da, domnule, știu zona, lucrez la firma care lucrez. Am făcut pază aici. Ăsta are piste de biciclete aici și el tot pe stradă merge. Băi, frate, jalicu. Bă, hai eu? Bă, dar eu nici n-am dat. Bă, am făcut traha tu, praf, eu nici n-am dat drumul la filmare. La game aș. Ai făcut ca mine, bă, am plecat și te-am dat drumul la filmare, până am dat în cap. Dă-l încolo. Da, fraților, ce să mai... Vlogul ăsta nu există, nu este. Ai poți să stai unde, bă, când am plecat-o la vreo, când am stat. Da. Mama, după tine, mai veni stăteam naibă acasă. Prostiile tale. E, stai în minte de 2 ani, fraților. Mai pisic. Da. Eu am făcut challenge-ul ăsta, era să ne-o fugări jandarmeria. Am fugit de jandarmi. Ăsta nici nu știa să se ascundă, mergea în bătaia puștii. Bă, dacă vine război pe tine, te omoară primul, mă. Bă, dar n-ai văzut că jandarmii au fost, că au intrat. Au intrat vreo 3, au intrat în clădire, am văzut eu. Că nu au intrat. Ce? Dacă nu uitați cu sus, atunci chiar, trebuie să-mi dau plic, acolo. Da. Că vreau să fac, fraților, un vlog acolo. Și ne-am trezut cu jandarmeria la nas. Cred că au auzit cineva gălăgii acolo. O fi auzit gălăgii. Că cu butterflip-ul ăsta și prostiile lui. De 2 lei. Mai aveam o leacă și ajung acasă. O mai mă duc eu, bă, la Butterfly. Mai bine facem undeva în parc, undeva pe gârlă. Bă, dar nu acum, bă, când e soare, bă. Dacă tu faci acum vlog, l-ai văzut pe Bogdan când face vlog prin ploaie, prin frig? Dacă tu ești geacanău, trebuie să mă iau după... Dacă se aruncă unul în cap, trebuie să mă arunc și eu în cap, să fac ca el. A, să mă văd cu vlogurile tale. Și am zis, bă, păstrează-mă o leacă liniștea, bă, gălăgia, bă. Na, el când călca tropă aia, frate. Na, e jale cu ea. Nu știu dacă am filmarea. Nu știu dacă am filmarea, fraților, dar e genială. Nu, hai mai încolo, bă. O iau prin spate. Ești o cărare, un inuc cu ăla. Hai. Ăsta habar n-are, bă. El cunoaște tot Bacău, dar nu știe niciun spia. Ți-am zis, te miști mai repede, bă, tu nu te duci capul ăla, bă, pregătește cheile, pregătește cheile, nu ți-am zis, hai, bă, mai repede. Dacă mai întârziai o leacă, te prindea jandarmerii acolo. Da. Că știi ce, mă, dacă știi ce... Mă, știi... Da, mă, dar m-am uitat că am văzut mașină și după aia am văzut mașina de jandar. Aici, bă, oprești. Oprește-te, bă! Aici, bă! Aici, bă! Bă, dacă tu ești...
bomba lău. Ți-am zis te oprești aici. Da, da, se analizează cu coil. Fraților, nu mai iau eu după geaca nouă ăsta. Că m-am auzit, bă, dar ai 2 ani. Fă-ți, bă, challenge-urile tale, fă-ți vlogurile tale, nu mai fă tâmpenii din astea. Că știi ce putea să facă jandarmeria? Sunt idei amende. Că e pe proprietate privată. Da, putea să ne dea amendă pentru că am intrat pe o proprietate privată. Eu atunci când am fost singur, am făcut liniște, m-am dus subtil ăsta cu casca în cap, cu... Parcă era la război. Gata, fraților, v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog, pa, pa!